ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom face un machiaj în tonuri de roz. Mai întâi mi-am pregătit tenul cu cremele mele de la Bioderma, iar apoi am combinat două fonduri de ten de la Giorgio Armani, pentru că o nuanță mi este prea închisă și una mi este prea deschisă. Oricum, aceste fonduri de ten au texturi diferite, așa că cel Maestro Glow mă ajută să reglez gradul de acoperire al fondului de ten Power Fabric, care are o acoperire foarte mare. Pentru a ilumina zona de sub ochi, am aplicat corectorul meu preferat de la Charlotte Tilbury. Pentru sculptarea trăsăturilor, am ales acest baton de la Benefit Kula, pe care îmi place să-l aplic cu o pensulă și nu direct pe piele, pentru că dacă l-aplic direct pe piele, este mai greu de estompat, iar efectul nu va fi unul natural, ci unul destul de încărcat. Dacă vrei să camuflezi bărbia dublă sau gușa, încearcă să desenezi un triunghi sub bărbie. Mi-am dat seama că nu am mai folosit de mult acest blush, care mi-e place foarte tare. Deși este roz, are o ușoară tentă piersicie care arată foarte bine și foarte proaspăt. Se aplică foarte ușor, după cum vedeți eu l-am aplicat cu aceeași pensulă, dar mai întâi am curățat-o bine ca să nu rămână deloc bronzer pe ea. Să știți că am încercat produse marca Douglas care sunt foarte bune. Din această categorie face parte și acest baton iluminator care are niște irizații naturale. Se aplică ușor și sunt sigură că se potrivește și unui ten mai deschis la culoare, dar și unui ten mai măslinit. De vreo lună și jumătate tot testez această pudră Studio Fix de la MAC. Pentru început îmi place, nuanța light nu este atât de deschisă precum mi-aș dori, dar nici nu se vede urât pe ten. O aplic în special ca să fixez corectorul și zona T. Apoi, pentru că vreau să accentuez mai mult sculptingul, folosesc o pudră de sculptare mată ca să accentuez locul unde am pus bronzerul. Și fardul de obraz l-am accentuat cu acest blush copt de la Bourjois. Folosesc acest fard lichid strălucitor de la Giorgio Armani pe toată pleoapa mobilă și sub sprânceană. L-am aplicat ca o bază pe care fardurile să reziste mai mult și să adere mult mai ușor. Maiajul ochilor îl fac cu paleta Norvina, care este una dintre preferatele mele. Mai întâi aplic acest fard roz în pliul pleoapei și le stompez foarte, foarte bine, iar apoi iau nuanța roz gold pe care o aplic în colțul extern, pe pleoapa superioară și pe pleoapa inferioară. Pentru alungirea ochiului și pentru accentuarea puternică folosesc acest maro roșiatic mat. Nu vă grăbiți, folosiți și o pensulă mai pufoasă pentru a estompa foarte, foarte bine fardul. După cum vedeți, eu aplic în mai multe straturi și estompez de fiecare dată. Pe pleoapa mobilă aplic culoarea mea preferată din această paletă. Am ales să o aplic cu degetul, deoarece devine mult mai intensă și mai pigmentată. Din păcate, pe cameră nu reiesc toate irizațiile multicolore pe care le are acest fard. Pentru că vreau să mai încălzesc un pic machiajul, aplic în pliu acest auriu cu reflexii multicolore. Cine spune că nu poți aplica culori sidefate în pliu? Este doar o regulă pe care trebuie să o încalci cu succes. Apoi aplic acest bej deschis sub sprânceană pentru a ilumina arcada. Am descoperit de curând acest tuș carioca de la Yves Rocher și chiar dacă nu este cel mai intens negru pe care l-am folosit eu vreodată, este foarte rezistent, foarte ușor de folosit și arată foarte bine. Voi ce părere aveți? Uitați ce ușor mi-am făcut linia de tuș cu el!
Sprâncenele le conturez cu creionul Benefit Precisely My Brow în nuanța 2. Există 6 nuanțe, iar nuanța 1 este cea mai deschisă. Îmi place foarte mult acest creion pentru că are o mină subțire cu care pot desena fire și pot face niște sprâncene care să arate natural. După cum vedeți, sprâncenele mele sunt destul de deschise și de transparente, astfel încât dacă le-aș desena foarte puternic, s-ar vedea destul de inestetic. Pentru a crea un efect de ochi mai mari, de ochi de păpușă, aplic acest creion bej rozet pe conjunctivă. Pentru a completa look-ul de ochi de păpușă, aplic mascara din abundență pe genele inferioare. Eu am extensii de gene și nu este nevoie să aplic mascara și pe genele superioare, doar le perii pentru că le-am ciufulit un pic în timpul machiajului. Eu port niște extensii foarte naturale și foarte subțiri aplicate de Raluca Popescu. Voi aplica un ruj pe care l-am descoperit de câteva săptămâni și pe care îl port foarte des în ultima vreme. Este vorba de nuanța 104 a rujului lichid de la Yves Rocher. Aceasta este o textură mată, dar hidratantă, deci nu este rezistent la transfer. Acesta este look-ul final, sper că vă place machiajul, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în clipul următor!